Astăzi am avut onoarea să-l avem oaspete în Iași pe domnul ambasador Dușko Kovacevic al Bosniei-Herzegovina. Am discutat mai multe lucruri, o parte dintre ele au acoperit segmentul de cooperare economică și domnia sa va avea o vizită în continuare a acesteia la Consiliu la Camera de Comerț a Iașului. Apoi, evident, educația a fost un alt subiect foarte important pe agenda. Am discutat despre posibilități de exchange de studenți și profesori și cercetători și mă gândesc că viza domniei sale, care va fi la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, va ajuta în acest aspect. Și nu în ultimul rând am vorbit despre vizita pe care o va avea în România președintele Bosniei-Herzegovina în primul semestru al acestui an. Și această vizită reprezintă încununarea activității oricărui ambasador când în perioada mandatului său președinții celor două țări se întâlnesc și are loc o vizită la cel mai înalt nivel.